Cercetările realizate de oamenii legii au scos la iveală că minorul de numai 14 ani este autorul spargerii a două autoturisme și a unui apartament din Megidia. Băiatul a fost reținut la secția de poliție o noapte, timp în care a fost supus unui interogatoriu. A fost identificat un tânăr, un copil de fapt, sub 14 ani, care în urma verificării s-a stabilit că este plecat dintr-un centru de primire minori cu probleme din Constanța. A fost ținut în sediul poliției noastre până dimineață pentru a fi putut duce înapoi, iar dimineața au fost reclamate niște furturi din apartament și două autoturisme sparte. Ca urmare a cercetării întreprinse, s-a stabilit și spre surprinderea noastră, s-a stabilit faptul că acel minor este autorul spargerilor, atât de apartament cât și al mașinilor. Împreună cu acesta au mai fost reținute alte două persoane, printre care un alt minor. Adultul a primit pentru faptele sale 29 de zile de arest preventiv.